de câte ori mă întâlnesc, mai văd câte ceva. Acum, spre exemplu, văd că nu sunteți cu bronzul. Așa multe proiecte că nu nimic. În ultima perioadă te-am văzut și mai bronzată. Da, n-am avut când să plec pentru că, repet, pentru un nou spectacol de la Teatrul Național, așteptăm să avem vizionarea și apoi oficial să stabilim când va fi premiera și n-am avut timp să plec. Deci spectacole. Da. Repetiții și... Spectacol, da. Da, și trebuie să fie... Știi că mi-e place să te întreb, că tu ești cameleonic, așa, în ce tipologie te duci de data asta? Într-o tipologie diferită de tot ce am făcut acum, pentru că este o femeie mai puternică față de celelalte personaje pe care le-am jucat, care este și însărcinată și am avut de studiu foarte mult, pentru că este un personaj însărcinat în 6 luni și restul o să mai dezvălui când trecem de vizionare, că până atunci superstițiile noastre ale actorilor ne zic să ținem așa. Bine, dar uite că mi-ai zis asta, zi-mi dacă te-ai întâlnit cu mămici, viitoare mămici, să le vezi puseurile de hormoni una alta, știi, ca să intri mai bine în personaj. Am avut în trecut o prietenă și am stat atunci cu ea. Acum nu am prietene care să fie însărcinate, însă am mai căutat pe internet, am mai aflat și despre respirația lor, că este diferită, că la un moment dat nu mai pot din diafragmă și m-am documentat. Și într-adevăr, da, m-am documentat. Dar și nu-ți place așa când pui perna aia? Nu-ți trezește nimic? Mai mult trezește dorința de a avea un venit mai stabil. Asta a făcut, pentru că mi-am dat seama că acum financiar nu mi-aș permite să am un copil. Bine, nici nu am un soț, dar sau un iubit, că poate nu ne căsătorim neapărat, dar asta trezește în mine dorința să fiu, să am un job mai stabil, să văd cum fac să le îmbin pe toate, că ar fi greu să am încă o viață acum. Știi că dacă te aud părinții, bunicii, or să zică, da, că un copil nu trebuie să-l faci, nu trebuie să fii milionar în euro, să ai 10 bone și așa mai departe, că copilul crește. Dar să uiteți chiar să spui asta, să vezi dacă nu. Știu. Am dreptate. Copilul crește, tu fă-l oricum că te ajutăm, da. Tot. Mi s-a spus și asta, dar momentan nici n-am cu cine, deci până la etapa aia mai e. Însă îți spun că în momentul în care repet cu acea burtă din butaforie, asta se întâmplă. Ai spus mai devreme că nu trebuie neapărat să fii căsătorită, deci nu ești genul ăla de tradiționalistă, gata, ne căsătoresc, după aia fac copil. Adică în cazul în care se întâmplă, vine firesc și așa mai departe, nu pui presiune, hai gata, ne căsătorim mâine că eu sunt puțin însărcinată. Da, nu simt nevoia neapărat să mă căsătoresc, dar momentan nici n-am iubit, așa că ce pot să zic. Părinții mei nu au fost căsătoriți, au stat 17 ani împreună și cumva de asta, având modelul lor, nu m-am gândit niciodată. Bine, ești singură, dar și disponibilă? Adică dacă că nu te cred că nu scriu ție, dacă te caut în Instagram, acum e plin la mesaje acolo, la spamuri de băieți. Adică ești singură și disponibilă sau nu? Am ceva request-uri, într-adevăr, dar momentan nu mi s-a întâmplat să găsesc pe cineva să întâlnesc. Mi-ar plăcea să întâlnesc în mod natural, nu neapărat doar pe internet. Asta. Și sunt și foarte pretențioasă, mi-am dat seama și prefer să-mi țin încă aceste pretenții. Nu crezi că odată cu... Bine, acum tu ești tânără, mică, adolescentă, nu crezi că odată cu înaintarea în vârstă o să-ți crească pretențiile și mai mari și o să vezi și mai multe defecte la bărbatul de lângă tine și nu o să-i dai atât de multe șanse? Ba da, asta simt deja, simt și că îmi cresc pretențiile, simt și că e o oarecare presiune a vârstei pentru că nu-mi doresc să fac foarte târziu copil. Și eu simt, în momentele astea mă gândesc poate că trebuie să merg în altă țară să-l caut pe acolo, nu știu. Dacă tu călătorești mult. Poate, da, mai urmează să mai plec în Italia când termin cu spectacolul, deci... Deci îți place în continuare și dar cu Germania, că aveai și în Germania ceva spectacole, da, sau nu, photoshooting-uri, da, aveai. Acolo merg, dar acum sau mai puțin, câte 2-3 săptămâni. În Italia asta mai mult pentru că îmi place mai mult ca țară. Ai învățat vreo limbă? Că te duci în Italia, ai fost de mii și mii de ori, adică ai început să vorbești așa, să mai comunici cu localnicii? Sì, eu parlo italiano. Ho imparato ad orecchio, però parlo. Ecco. Da, germana, la, adică italiana ne mai în... Germană, ich liebe dich, ich hasse dich, cam atât. Înseamnă, te iubesc. Ceva în germană. Ich hasse mich gefreut mit Ihnen zu arbeiten. A fost o plăcere să lucrăm împreună. Am învățat doar ce-mi trebuie. Bine, și când te duci la asta, vorbiți în engleză și mai știi să ceri acolo, dacă nu arăți prin meniu. Dar s-a întâmplat, nu știu, să ajungi în vreo țară și să nu
te întâlnești cu cineva, nu știu, să mergi undeva și să nu știi limba engleză, tu să nu știi limba locală și să începeți așa prin semne? Mi s-a întâmplat în Italia, pentru că am fost prin mai multe părți în Italia și s-a întâmplat să întâlnesc probabil mama unui prieten care nu vorbea engleză și eu nu vorbeam italiană încă și ne-am înțeles prin semne, am zis cum se zice la aia, arătam pe telefon acum că e foarte ușor pentru noi. Da, acum cu Google Translate imediat se rezolvă. Diana, îți mulțumim frumos, ținem pumnii, deci la teatru, cât de curând, într-o postură, știi? Mai acum vreo 2 ani erai o seducătoare, îmbrăcată așa, în deopie, dacă ții minte, avea o costumație atipică și acum la ești mămică. Te duci într-o direcție bună. Viitoare mămică, însă vedem spre sfârșitul spectacolului dacă nu se întâmplă ceva. Ce mai ajung să fiu o viitoare mămică.